Dan Ionuț Lupescu. Lupescu nu este offside. Hâldan în fața celui de-al doilea gol și poate al deznodământului acestei finale. Hâldan intră în careu. 2-0 pentru Dinamo. Hâldan, jucătorul emblema lui Dinamo, pătrunzând hotărât, un dribling fără probleme, Prune a depășit și cursa se încheie. Cătălin Hâldan, unicul capitan. La 5 ani după tragica dispariție, cauzele morții rămân învăluite în mister. A rămas însă prezent în amintirea tuturor. A câștigat o cupă și un campionat cu Dinamo, a jucat pentru Naționala de tineret și a făcut parte din lotul României la campionatul european din 2000. I-am spus vremii să steam. Amintirea mea vreau să fie a ta. La doar 24 de ani și-a dat sufletul pentru Dinamo și a intrat direct în inimile suporterilor, cei pentru care el va rămâne pentru totdeauna Cătălin Hâldan, unicul capitan. Foștii coechipieri dedică și acum golurile și succesele celui care întotdeauna va fi prezent pe stadion, alături de suporterii care i-au scris: te vom iubi mereu. Vine o zi, vine o zi când se va sfârși. Nimeni va ști, nimeni va ști oare când va. Părinții lui Cătălin Hâldan nu acceptă nici acum dispariția fiului. Tatăl merge zilnic la cimitir, iar mama stă ore întregi în camera unicului capitan. Durerea celor doi este... Ușa se deschide ușor, foarte ușor. Instantaneu apare imaginea lui Cătălin Hâldan. Se intră în camera unicului capitan, o cameră întreagă în alb roșu. Îți sară în ochi poze care te lasă fără cuvinte. Poze cu Cătălin, în două ipostazi, jucător de fotbal și în mijlocul familiei. Nici nu apuci bine să respiri și zeci de articole decupate din ziare te înconjoară imediat. Poeziile și declarațiile primite de la fani au locul lor bine stabilit. După ce ai văzut atâtea tricouri, fulare, poze, mesaje și amintiri șocante, crezi că trebuie să părăsești camera. Dar ceva te ține încă acolo. Un afiș uriaș cu Cătălin Hâldan, unicul capitan. O imagine ce îți dă fiori. Lacrimile îți umplu ochii într-o fracțiune de secundă, pentru că Hâldan a fost și va rămâne unicul capitan. Marian Hâldan, tatălui Cătălin, retrăiește în fiecare zi clipele de glorie ale fiului. Și plânge, și plânge, și plânge. Aici, aici, imediat, am luat și orice am de leam. Asta e... Încoace, imediat după ce s-a întâmplat. Aici a fost într-un meci cu Steaua, nu? Acolo e cu Steaua, da. Mi se pare că e pe 23 acolo. Și aici tot într-un meci cu Rapidul, nu? Da, aici e cu Rapidul, da. Florentin Pe... Florentin Petre a fost astăzi cel mai trist dinamovist. Mijlocașul nu a primit acceptul lui Victor Pițurcă să participe la comemorarea lui Cătălin Hâldan. În schimb, jucătorii, antrenorii și președintele au depus coroane de flori și au prins lumânări la mormântul celui mai îndrăgit jucător al lui Dinamo din ultimii 15 ani. 5 octombrie 2005, ora 16. Sosesc la cimitirul din Brănești jucătorii, conducătorii și oficialii clubului Dinamo. În absența lui Florentin Petre, oprit de Pițurcă la lot, Vlăduț Munteanu a fost singurul jucător care a evoluat alături de Cătălin Hâldan. Fiecare jucător din actualul lot al câinilor a aprins o lumânare în memoria unicului capitan și l-a îmbărbătat pe Marian Hâldan, tatălui Cătălin. Alături de albroșii la mormântul lui Cătălin...
Dinamoviștii l-au comemorat pe capitanul Hăldan, unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria lui Dinamo. Mor pe teren pe 5 octombrie 2000. Florentin Petre anunța că fiecare punct câștigat în UEFA va fi dedicat lui Hăldan. Capitanul lui Dinamo a intrat în legendă la 24 de ani, când ficatul său bolnav de hepatita C nedescoperită a cedat unui supraefort într-un meci amical. Da. Andone crede însă că și pentru ceilalți fotbaliști ai săi, fostul capitan dinamovist înseamnă la fel de mult. Și dacă au fost mai tineri, l-au cunoscut, l-au văzut jucând și realizează că Cătălin Hăldan a fost un jucător excepțional pentru Dinamo. Un scaun veșnic gol în vestiar, numărul 11 retras pentru totdeauna și peluza galeriei le amintește mereu dinamoviștilor de Cătălin Hăldan. Nicolae Badea, Ioan și Victor Becali, antrenorii și jucătorii lui Dinamo, au aprins câte o lumânare și l-au asigurat pe tatăl fostului capitan că nu-l vor uita niciodată pe Cătălin. Vă mulțumim și știți că pentru reprezentația mea. Cu 5 luni înainte de tragicul accident, Hăldan își pierduse cunoștința la un antrenament al echipei naționale. La revenirea în țară și-a făcut analizele, dar a continuat să joace. Un banal meci de verificare i-a fost fatal. Pe 2 octombrie, Cătălin Hăldan a primit diagnosticul, insuficiență cardiacă și hepatită C. 3 zile mai târziu a murit în timpul unui amical jucat de Dinamo la Oltenița împotriva echipei Napoli din localitate. La 5 ani de la moartea sa, Hăldan este în continuare unicul capitan, așa cum îl numesc suporterii. Galeria îi scandează numele la fiecare meci și îi promit, te vom iubi mereu. În complexul Dinamo există peluza care îi poartă numele și statuia de bronz care îl reprezintă pe fotbalist, iar clubul a retras tricoul cu numărul 11 purtat de Hăldan. În localitatea în care s-a născut s-a înființat o bază sportivă Cătălin Hăldan. Casa în care a stat este un altar închinat lui. Multe fotografii, trofee, chiar poezii trimise de suporteri. La loc de cinste stă tricoul de la Națională. La 5 ani de la moartea fotbalistului, suporteri, fotbaliști și conducători au fost la mormântul din Brănești. Ioan Andone și Ioan Becali au vorbit cu tatăl lui Cătălin Hăldan, au aprins lumânări și au depus coroane de flori.